Banatul va avea o nouă autostradă. Este anunțul făcut de ministrul transporturilor Sorin Grindianu. Încă o etapă importantă pentru construcția autostrăzii Timișoara-Moravița a fost parcursă după ce guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici. Cei 72,93 de kilometri a acestei autostrăzi care vor asigura legătura dintre Timișoara și Moravița, frontiera romano-sârbă, vor avea un important impact în consolidarea economiei din zona de vest a României, cu o valoare de 14, ,3. 59 miliarde de lei cu TVA asigurați prin programul transport, noua autostradă va fi construită în totalitate pe raza județului Timiș într-o perioadă de maximum 48 de luni după semnarea contractului, transmite Sorin Grindeanu, ministru al transporturilor.